Seara aceasta, fiindcă sunt trei rapoarte, martie 2015, raportul privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință, care spune, ia act de legalizare a căsătorilor sau uniunilor civile între persoanele de același sex, încurajează instituțiile și statele membre să contribuie în continuare la reflexiile asupra recunoașterii căsătorilor. 380 de parlamentari au votat da din 638, din partea României cine a votat da, fiindcă asta ne interesează? Victor Boștinaru, PSD, Andy Cristea, PSD, Mircea Diaconu, independent din ALDE, Damian Întrăghici, UNPR, la vremea aceea în 2015 era și UNPR-ul, Viorica Dăncilă, PSD, Doru Frunzulică, UNPR, Maria Grapini, PC, la vremea respectivă, Cătălin Ivan, PSD, Monica Macovei, PPE, Zicfrig Mureșan, PMP la vremea aceea, Ramona Mănescu, PNL, Dan Nica, PSD, Norica Nicolai, PNL la vremea aceea, Cristian Preda, Partidul Mișcarea Populară, Ioan Mircea Pașcu, PSD, Laurențiu Rebega, PC la vremea respectivă, Teodor Stolojan, PNL, Daciana Sârbu, PSD, Claudia Țapardel, PSD, Ciprian Tănăsescu, PSD, Adina Vălean, PNL. Apoi, raportul Estela, raportul referitor la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente, raportor Edith Estrela, grupul socialist din Portugalia. Avortul și contracepția, precum și operațiile de schimbare de sex, trebuie asigurate din bani publici. Legalizarea reproducerii asistate pentru lesbiene, obligativitatea educației sexuale începând cu ciclul primar, educarea într-o viziune pozitivă asupra homosexualității. Da. Raportul a fost respins cu 334, dar cum au votat românii? Pentru Norica Nicolae, Ovidiu Sila, Ghirenate, Weber, ALDE, Victor Boștinaru, Corina Crețu, Minodora Criveti, Viorica Dăncilă, Ioan Nenci, Ioan Mircea Pașcu, Dan Claudiu Tănăsescu, PSD, pentru Adrian Severin, neafiliatul, pentru. Mai este raportul Zubăr, finanțarea avorturilor și contraceptivelor din banii publici, teoria genului predată obligatoriu în școli, care spuneați vreodată un pic mai devreme, fără acordul părinților, copiii prinși în experimente psihologice, introducerea cotei de gen pentru angajatori publici și privați, familia ca o compoziție diversă, Cristina Zubă, care este membra Partidului Comunist Portughez, a inițiat acest raport, pentru, ca să știți și România așa e, ipocrizie, pentru Norica Nicolae, Ovidiu Silaghi, Renate Weber, ALDE, Victor Poștinaru, Criveti, Dăncilă, Enciu, tot la fel ca ceilalți, plus Cuta și Cristian Preda, contra, la vremea respectivă, Vadim Tudor, Zafirescu de la PRM, Elena Băsescu, Sebastian Bodu, Petru Luhan, Monica Macovei. Ce an a fost? Cred că 2014.